găini din rasa Barnevelder, singurele două exemplare expuse la expoziția națională a României 2019, și găină și cocoș 95 de puncte. Crescător Adrian Natea, membru asociația din Făgăraș, care, așa cum spuneam și în cazul Viandote, deși locuiește în Ungaria, expune sub steagul României, ceea ce nu poate decât să fie lăudabil. O rasă frumoasă, penaj dublu bordurat, o varietate superbă de culoare, destul de rar întâlnită în România, din păcate, deși este o găină mixtă, ușor de întreținut, fără încălțătură, fără moț, fără barbă, cu penaj destul de dur, deci o găină care se pretează la sistemul de creștere în aer liber.